În aula Academiei Române a fost lansată astăzi monografia Istoria Bibliotecii Academiei Române 1919-1947 în trei tomuri. Lucrarea vine în completarea inițiativei profesorului Nicolae Noica din anul 2022 de a pune în lumină istoria bibliotecii celui mai înalt for de știință din țara noastră. În numai trei ani, prin efortul colectivului de autori coordonat de directorul general al instituției, monografia pune la dispoziția publicului peste 4.000 de pagini grupate în 7 tomuri. Volumul al treilea, alcătuit din 3 tomuri masive, care a fost lansat astăzi, completează monografia Bibliotecii Academiei Române cu perioada 1919-1947. Lucrarea prezintă contextul istoric și politic în care au activat Academia și Biblioteca Academiei Române în perioada studiată și conturează personalitățile directorilor care au condus instituția. În deschiderea evenimentului, academicianul Ioan Aurel Pop, președintele celui mai înalt for de știință din țară, a evidențiat că cele trei volume tratează cea mai înfloritoare perioadă din istoria instituției. Volumele actuale, care cuprind istoria instituției dintre anii 1919-1947, se referă poate la cea mai înfloritoare perioadă, determinată de entuziasmul de după Marea Unire, când țara era întreagă și promitea să descătujeze toate energiile vitale ale poporului român. Atunci biblioteca și-a trăit o perioadă de glorie pe care volumele o reflectă astăzi foarte bine și foarte frumos. Descătușarea acelor energii când intelectualii români au crezut că în sfârșit s-a împlinit idealul și că putem merge înainte cu forțe reunite. Cărțile acestea trei pe care le discutăm azi au o formă grafică deosebită, care îndeamnă și ea dincolo de conținutul valoros la lectură. Istoria prezentată aici dezvăluie cititorului toate acumulările bibliotecii de-a lungul celor aproape trei decenii. Colecțiile sale, publicațiile și toate activitățile. Lumea va putea să vadă câtă efervescență spirituală cuprind vechile bolți, cum s-a făcut creșterea limbii românești, care au fost laboratoarele științei, cum s-a plămădit arta de către niște oameni care mai credeau atunci în a patriei cinstire. În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Patrimoniul Bibliotecii Academiei Române reprezintă o uriașă comoară, iar mai presus de valoarea materială, de inventar, este, așa cum s-a spus, cea mai completă colecție a tot ce a produs mai valoros spiritualitatea românească de la începuturile ei și până astăzi. Înființată în anul 1867, în zorii modernității noastre, deși a traversat regimuri politice diferite, a trecut prin războaie, prin ocupații politice, Biblioteca Academiei Române, indisolubil legată de istoria Academiei Române, a cunoscut un progres continuu, vizibil astăzi, prin seria de volume dedicate istoriei acestei instituții, care a găsit clipa prielnică a istoriei și oamenii potriviți pentru a dezauriza și promova și mai ales pentru a oferi celor de astăzi moștenirea valoroasă a experienței generațiilor anterioare. Deși întocmirea unei istorii dezvoltate a Bibliotecii Academiei Române a preocupat de-a lungul timpului pe mulți cercetători, marele merit al împlinirii acestui măreț ideal revine domnului director general Nicolae Noica și colectivului de cercetători ai Bibliotecii Academiei Române. Prin acest proiect care scoate la lumină și oferă generațiilor tinere accesul la diferite domenii de cunoaștere, la documentare serioasă, la un patrimoniu adeseori uitat sau neglijat, așa cum sunt manuscrisele, cum este cartea veche,
colecțiile de stampe, de monede, de medalii, de hărți, Biblioteca Academiei Române rămâne un reper intelectual actual și un ghid avansat de cunoaștere. La final, profesorul Nicolae Noica a vorbit despre proiectul monografiei început în anul 2022. În anul 2022 am prezentat în fața dumneavoastră un prim volum de istoria Bibliotecii Academiei 1867-1885. După un an ne-am strâns pentru a lansa alte trei volume corespunzătoare, 1886-1918. Și iată-ne acum din nou în fața dumneavoastră cu alte trei volume, privind perioada 1919-1947, șapte volume. Confirmând în felul acesta ritmul alert despre care vorbea domnul președinte al Academiei în cuvântul înainte la primul volum din această serie. Se poate spune că aceste ultime trei volume pot fi puse sub auspiciile fericite pentru români ale Marii Uniri din 1918. Schimbările structurale la nivelul țării nu aveau cum să nu influențeze și Biblioteca Academiei, în fruntea căreia se găsea Ioan Bianu, poate cea mai mare personalitate care a condus biblioteca 53 de ani. Ajuns la deplină maturitate, cu o imensă experiență în spate, dânsul a organizat și a făcut să funcționeze această bibliotecă la performanțele instituțiilor europene. Volumul al doilea al lucrării prezintă fondurile de manuscrise, carte românească și carte rară, iar al treilea volum completează zestrea de stampe, fotografii, hărți, muzică și numismatică.